Doamnelor și domnilor, la ultima mea întâlnire cu Shelly, am văzut că s-au uitat milioane de oameni. Ei bine, a făcut o impresie impecabilă, un tânăr aparte, o voce a noii generații, un om fără inhibiții, cu o inteligență sclipitoare și cu o carismă așa cum rar întâlnești. Ei bine, în această seară, revin la Sinteza Zilei, e un eveniment, știți foarte bine, încă de atunci, era în discuție după BAC, după ce Shelly a propus o serie întreagă de măsuri de reformă în sistemul de educație. Ministrul Educației, până la urmă, a fost forțată, doamna Anisie, să îl invite la o dezbatere. Asta este o chestiune deja, Shelly, de câte luni. Salut, bine ai venit! Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație. Eu am început să fac clipuri pe tema educației din luna iulie. Deci din iulie. Deci din iulie, da. Bun, noi suntem acum în octombrie. Și ceea ce s-a întâmplat, doamnelor și domnilor, este spectaculos. Tu ai fost invitat de ProTV să te întâlnești cu doamna Anisie, totuși, în cele din urmă, și să aveți o dezbatere pe teme de educație. Și înțeleg că doamna Anisie a și ei spus da, nu? Da, eu am fost foarte surprins. Pe mine inițial m-au sunat înainte să confirme și i-am zis, bă, eu nu vin dacă vine vreun secretar de stat, dacă vine vreun purtător de cuvânt. Corect. I-am zis, eu nu cred că doamna Anisie va accepta, pentru că se întâmplase în trecut să mă cheme și să anuleze. Hai că vedem, după aia m-au sunat a doua zi, doamna Anisie a acceptat, abia așteaptă dezbaterea, zic, tare. Am confirmat și eu, bineînțeles, am stabilit cât va dura, toate detaliile. Când au început discuțiile între ProTV, tine și doamna Anisie? Acum vreo două zile. Și ieri dimineață, da, nu greșesc, doamna Anisie și-a dat acceptul să participe. Sau cel puțin eu ieri dimineață am aflat că și-a dat acceptul. Ok. Ce s-a întâmplat între timp? Păi eu am început să fac research la greu, ieri și azi, să studiez, să citesc legea educației, să fac toate lucrurile astea și azi dimineață am aflat că, din cauza numărului mare de cazuri de coronavirus, doamna Anisie nu mai vine la emisiune și își trimite un secretar de stat, o doamnă secretar de stat, ceea ce, după părerea mea, e o mare prostie. Bun, tu ai avut o replică foarte bună pe care vreau să o urmărim. Pentru că, așa cum se știe foarte bine, iată, pe unii dintre invitații am în studio, noi suntem aici la o distanță mare unul de altul, cred că sunt 2 metri. În momentele în care nu poți să invit pe cineva la emisiune, le-au prin Skype. Se putea face o întâlnire online, o dezbatere online între tine și Ministrul Educației fără niciun fel de probleme. Deci e o scuză asta, e un pretext. Da. Da, eu nu înțeleg de ce a confirmat dacă s-a și răzgândit. Dacă a refuzat din prima, era mai simplu, măcar știam o treabă. Lucrurile au stat în felul următor. Doamna Anisie a lansat invitația. Nici măcar n-am cerut eu să merg. Doamna Anisie a lansat invitația și eu tot ce am cerut a fost ca ce se discută acolo să fie public. În niciun caz n-am cerut să intru eu cu telefonul live pe Facebook acolo. Nu, în niciun caz. Doar am solicitat ca presa să fie prezentă și după ce avem acele discuții să aibă loc o conferință de presă sau să am voie să spun, uite ce am discutat. Educația e ceva de interes național și elevii care mă urmăresc, pentru că majoritatea dintre cei 3 milioane de oameni care se uită la mine sunt elevi sau studenți, trebuie să știe lucrurile astea, pentru că sunt afectați în mod direct de deciziile care se iau. Și vedem ce haos este acum în educație cu învățatul online și așa mai departe. Nu e necesar să fie o dezbatere publică? Nu cred că tocmai de aia e frică. Adică tu, dacă te duci la o astfel de întâlnire și în principiu nu cred că te poate suspecta cineva pe tine, că dacă te duci la o astfel de discuție, desigur cu toată politețea, nu-i pui în față totuși niște întrebări. În momentul de față, ce se întâmplă în sistemul de educație? Este un dezastru. Nu există tablete pentru și acces la internet. 800.000 de copii sunt în situația în care nu pot participa la cursurile hibride în momentul în care vor fi în situația asta. Mulți dintre ei sunt deja. Adică un element fundamental, dreptul la educație în momentul de față este încălcat, drept care este garantat de legea supremă, de Constituția României. Cred că a fost frică de fapt că îi vei pune în față niște întrebări legate de modul în care gestionează lucrurile în ultima vreme? Probabil că asta a fost. Pentru că doamna Anisie nu pune în aplicare legile așa cum nu au făcut-o nici ceilalți miniștri dinaintea ei, ca să fim foarte clar înțeleși, nu e doar dumneavoastră vinovată. Nu ar fi fost foarte tare acum în pandemie să avem această platformă de învățare digitală, pentru că această învățare la distanță nu înseamnă doar profesorul care intră pe Skype și copilul care ascultă. Ar fi însemnat să ai acces la niște resurse, să ai acces la niște platforme unde poți să revezi lecții,
zile. Gândiți-vă cât de tare ar fi fost să ai platforma asta și să ai trei variante ale unei lecții. O variantă standard, o variantă pentru copiii care au dificultăți de învățare, explicată mult mai pe larg, mult mai simplu, și o variantă pentru cei care vor să facă performanță. Fiecare care n-a înțeles ceva poate să dea înapoi și să se uite. Foarte mulți elevi din România sunt anxioși, le este frică să ridice mâna și să spună că nu au înțeles. Pentru că ne confruntăm cu profesori care nu știu să se comporte cu ei. Sunt isterici, țipări aici și asta e o altă problemă. Modul în care profesorii se formează, modul în care poți să devii profesor în România. O să vorbim un pic despre asta, pentru că mi se pare că toată această situație și, din nou, toată această prostie prin care, iată, doamna ministru se pune singură în fața țării, până la urmă îți oferă ție posibilitatea să spui niște lucruri. Dar, dragă Shirley, vreau să întreb ceva, pentru că mă interesează cu adevărat. Tu ești un tip care are super succes, care face bani, care are în momentul de față o vizibilitate prin cine ești tu, prin ceea ce faci tu, enormă. Faptul însă că tu vrei să vorbești despre educație și te încăpățânezi să faci asta, mie mi se pare absolut fabulos și sunt unul dintre motivele pentru care te admir este și această încăpățânare a ta să se vorbească despre lucrurile astea, să se pună pe masă, să se schimbe ceva. De ce te încăpățânezi cu asta? Care e motivul pentru care vrei cu adevărat să miști ceva în zona asta? Ai încercat odată, iată, prima dată ai spus niște lucruri foarte interesante, Ministrul Educației trebuia să vadă cu tine, nu s-a mai văzut, puteai să zici, domne, gata. Dar de ce te încăpățânești să mergi pe drumul ăsta? Pentru că din educație pleacă absolut tot. Dintr-o educație precară pleacă toate problemele țării astea. De la claxoanele pe care le auzi în trafic, de la gunoaiele aruncate pe jos, de la problemele economice pe care le avem, totul pleacă din modul în care formăm societatea, din educație. De ce facem, de fapt, educație? Ne punem vreodată întrebarea asta, de ce facem educație? Nu facem educație ca să ne rezolvăm problemele pe care le avem? Și atunci, dacă vedem că avem probleme financiare grave, atâția români care nu știu să-și gestioneze banii, n-ar trebui să facem mai multe ore de educație financiară. Dacă vedem că avem români care nu știu ce fac instituțiile, care nu sunt în stare să spună ce face președintele, nu sunt în stare să spună care este rolul unei ordonanțe de urgență, nu cunosc toate lucrurile astea, n-ar trebui să avem mai multe ore de educație civică. Mă implic în treaba asta pentru că sunt conștient că pe termen lung putem rezolva toate problemele astea din educație. Problema e că toți gândim totul pe termen scurt. Toți am vrea să fie acum totul roz și bine. Nu e posibil așa ceva. Știi, unul dintre lucrurile pentru care eu cred foarte tare în educație la nivel unei națiuni, ca să fie o politică de stat, sunt multe exemple de țări care au investit enorm în educație. Nivelul lor de viață, adică nu e doar faptul că îți face plăcere să ieși pe stradă, să mergi într-un restaurant, nu îți face doar plăcere în momentul în care întâlnești un om necunoscut și știe să se comporte, este educat. Nu e important doar sub acest aspect social, ci inclusiv la nivelul de trai din acea țară. Poate exemplul cel mai interesant dintre toate țările pe care le știu, sau poate unul dintre cele mai elocvente exemple, este Coreea. Coreea de Sud. Coreea de Sud, care e un moment în care investește în educație, produsul intern brut pentru educație devine unul enorm. Nu știu să-l spun pe din afară, dar devine unul enorm. Oricum, dublu față de ceea ce în mod normal face o țară, sau cel puțin procentul dublu. Din PIB. Procentul din PIB. Este uriaș pe care îl dau pentru educație. Fac un program național, investesc enorm în educație și Coreea de Sud, dacă e să ne uităm astăzi, în afară de faptul că numărul celor cu studii superioare din Coreea de Sud este uriaș. Dacă ne uităm astăzi la Coreea de Sud sub orice aspect, de la COVID, ei reușesc să o țină fiind educați, ești interesat de știință, ești interesat, înțelegi, pentru că asta e una dintre marile probleme. Sunt oameni care, fiind cu o educație foarte precară, zic, e un virus care nu înțeleg. Și în momentul în care înțeleg, economia merge incredibil, o țară, până la urmă, nu foarte mare. Sunt unii dintre cei mai mari jucători din punct de vedere tehnologic. Au făcut, nu, din Samsung-ul din Coreea se bate și practic are o cotă de piață în momentul de față mai mare decât iPhone-ul și multe alte lucruri. Nivelul lor de trai este incredibil. Cred că oamenii, dacă ar înțelege măcar din punct de vedere pragmatic, adică poate nu vreau să fiu neapărat un om educat, dar din punct de vedere pragmatic, dacă investești în educație, națiunea va trăi infinit mai bine. Așa este. Noi avem în lege să dăm 6% din PIB pentru educație, lucru care nu se respectă. Nu s-a dat niciodată 6% din PIB pentru educație. Și poate ar trebui să începem să rezolvăm lucrurile astea, pentru că vedem cât de grave sunt problemele. Vedem că la testele PISA stăm mai prost ca oricând. Deci la ultimele testări PISA sunt cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani. Și ironic, noi avem atât de multe ore de matematică, mult mai multe decât majoritatea țărilor, iar la matematică a fost cea mai abruptă scădere la testele PISA, undeva la 14%, dacă nu mă înșel, față de ultima testare. Asta e soluția, să băgăm mai mult, mai mult, fără să ne uităm unde mergem?
Să bă, cantitate? Asta e soluția? Uite, noi o sunăm pe doamna Anisia acum, poate, nu știu, în ultimul ceas răspunde, se răzgândește. Habar n-am, vreau să-i ofer posibilitatea să răspundă în condițiile în care, iată, creează o situație de felul ăsta. Dar vreau să te rog ceva, dacă această întâlnire cu doamna Anisie, ministrul educației, ar fi avut loc, care ar fi fost, probabil ar fi avut mai multe probleme, câte probleme ai fi vrut să-i pui în discuție? 3, 4, 5? Aș fi ținut de punctele din scrisoarea mea deschisă, sunt 4 puncte, okay, și aș fi patru aprofundat puncte pe alea, cum s-ar putea pune în practică. Bun, hai să încercăm în seara asta. Sigur, nu avem timpul pentru o dezbatere așa cum ar fi fost, dar pentru cei care au pierdut această dezbatere, care au pierdut de 2 ori această dezbatere, care ar fi fost esența pe care ai fi spus-o ministrul educației în acea dezbatere? Trebuie să ne punem pe fapte. Deci asta, dacă e să o rezumăm, e mult mai mult de atât și trebuie schimbate multe lucruri, dacă îmi permit să dezvolt. În primul și în primul rând, cum ajung oamenii să fie profesori? Pentru că problema pleacă de aici și asta nu o spun eu, o spun companii care au făcut studii aprofundate, o spune OECD-ul. În România, ca să devii profesor, este suficient să faci un modul în facultate. De exemplu, dau un exemplu, mama mea este profesoară de matematică. Mama mea a făcut modulul psihopedagogic la facultatea de matematică, pentru că acolo a dat ea. Este suficient în continuare să faci doar acel modul și să poți deveni profesor. Îți iei diploma, dai examenul de licență, absolvești facultatea și ești profesor. Ai vreo 3 ore de practică. Cam asta e toată practica de care tu ai parte. 3 ore. Până și profesorii se plâng de aceste lucruri. A fost schimbată treaba asta, s-a încercat să schimbe în 2011, s-a dat lege că doar prin masteratul didactic mai poți ajunge profesor. Aia e o chestie mult mai dezvoltată. Trebuie să înțelegem că nu e necesar ca un profesor să știe doar teorie. Cel mai bun matematician nu este cel mai bun profesor de matematică. Corect. Automat. Trebuie să ai toate acele skill-uri pedagogice, trebuie să ai skill-uri psihologice, să înțelegi cum să comunici cu copiii, să înțelegi cum să-i faci să fie curioși, să știi cum să spui o poveste chiar și în matematică sau în chimie. Acolo avem lacune imense. Ar trebui să poți să devii profesor, să faci un masterat didactic, nu doar un PPDD. Tu poți să pici jumate din examenele de la facultate și tot poți să apici să faci modulul ăla, să iei și să devii profesor. Nu e ok. Nu e deloc ok. Desigur, aici, dacă avem pretenția de la profesor să facă lucrurile astea, cred că ar trebui să vorbim și de niște salarii mai ridicate și, în general, de un respect ridicat pentru această meserie. Și asta se poate face, poate pentru mulți, sună așa, banal ce spun, prin marketing de țară, prin marketing pentru învățământ. Așa transform învățământul într-o meserie atractivă, așa au făcut celelalte țări. Asta se face prin investiții, desigur, trebuie să investești bani aici, trebuie să investești cei 6% din PIB, așa cum scrie în lege. Corect. După aia ai digitalizarea educației. Ce am spus legat de e-learning, mai e încă o componentă, biblioteca școlară virtuală, unde să poți găsi cărțile de care ai nevoie, operele pe care trebuie să le studiezi, să le poți găsi în format digital. Lucrurile astea sunt în lege de atâta timp și nu există nicio scuză pentru care nu sunt puse în aplicare, nici măcar scuza că nu sunt bani, pentru că pe lângă că putem accesa fonduri europene, vă dau acum în scris că sunt companii imense, corporații imense care sunt dispuse să o facă gratis. O fac gratis. Pentru că acele companii realizează ceva ce statul nostru nu realizează. Avem tineri mai educați, pe termen lung, avem creștere economică și ele vor face mai mulți bani. Adică nu, ele nu vor să ne ajute pro bono, ele au un interes acolo. Doar că noi nu realizăm că avem același interes. Deci eu fac pariu că Google, și nu vreau să vorbesc în numele nimănui acum, dar fac pariu că Google ar fi dispus să facă platforma digitală pro bono dacă statul ar fi deschis la cooperare. Și eu cred asta. Auzi, noi suntem în momentul de față, nu suntem într-o situație normală. Cu toate că nu suntem într-o situație normală, noi ar trebui să lucrăm la toate lucrurile pe care tu le spui pentru momentul în care, sigur, viețile noastre vor intra din nou în normalitate. Până atunci însă, ce se întâmplă în momentul de față în școală, tu cum vezi? Care sunt problemele pe care tu le-ai face, adică le identifici și lucruri pe care le-ai face diferit? În momentul de față, sunt foarte mulți copii care se plâng, de exemplu, de faptul că stau cu măștile. Există foarte mulți profesori care sunt speriați și mulți au demisionat pentru faptul că le e teamă că s-ar putea infecta. Sunt profesori mai în vârstă, profesoare, învățătoare, cadre didactice, care sunt cumva în categoria de risc. S-a vorbit, de exemplu, despre faptul că testarea profesorilor, cum s-a întâmplat, de exemplu, în Spania, e un exemplu pe care l-am dat în această emisiune, sunt și alte țări, au testat toate cadrele didactice. La începutul anului școlar era un punct de la care porneau și cei care erau deja infectați să nu intre în clasă. Bun, sunt țări
cum e Italia, în care măștile, de exemplu, nu sunt obligatorii, iar noi știm ce s-a întâmplat în Italia. Pe de altă parte, e problema copiilor care nu au acces, am spus puțin mai devreme, care nu au tablete, 800.000 de tablete pe care le-au promis, nu le-au dat. Unde identifici tu problemele pentru această perioadă de criză, care nu știm ce se va întâmpla cu ea? E foarte posibil să ajungem în primăvară și să fim relativ la fel. Care sunt problemele? Ce îi face diferit? Păi, odată trebuie să vorbim despre partea digitală, de învățatul acasă, și odată despre învățatul în școală. Hai să începem cu învățatul în școală. Te rog. În momentul în care acest guvern a aprobat guvernarea, și din nou, eu nu fac comentarii politice, nu critic pe nimeni, vorbesc doar despre activitatea guvernului acestei țări, și-au asumat că vor face ceva cu programele after school. Dacă noi, în momentul de față, în septembrie, aveam aceste programe after school și lângă fiecare școală era pusă la dispoziție o clădire pentru after school, nu mai aveam acum problema cu aglomerarea în școli. De unde să mai avem? Pentru că puteai să faci cu jumătate de elevi în școala principală și cu jumătate puteai să faci în clădirea de after school, dacă asta se întâmplă. Și atunci, în continuare, cu siguranță măștile ar fi fost necesare, dar nu ar mai fi fost atât de mare riscul, pentru că nu ar mai fi fost atât de mulți copii în aceeași incintă. Legat de ce se întâmplă acasă, de învățământul online, pare rău să spun, doamna Anisi a ratat licitația pentru tablete. Copiii nu au tablete și nu se poate face școală de pe aceste telefoane. Mulți dintre ei nici nu au aceste telefoane, dar nu poți să faci școală cu ecranul telefonului, care e cam atâta, lipit așa de față ca să înțelegi adnotările pe care profesorul le face pe Zoom. Nu e posibil așa ceva. Am văzut cazuri la țară, sunt trei copii care stau cu ochii așa în același telefon. Nu e normal. E o nedreptate. E o nedreptate imensă. Pentru că educația ar trebui să însemne egalitate de șanse. Statul român e obligat să ofere egalitate de șanse fiecărui copil, fie că vii din mediul rural sau fie că ești Ravianu, unde am înțeles că doamna Anisi a fost profesoară de română, ar trebui să ai oarecum aceleași șanse. Iar la noi, asta e o problemă de când lumea. Nici măcar nu pot să vorbesc despre problemele sistemului de învățământ, pentru că sunt două sisteme de învățământ. Aia e ce se întâmplă la oraș. Corect. Unele lucruri merg, alte lucruri nu merg. Ce se întâmplă la țară este mult, mult mai rău de atât. Așa. E o discrepanță imensă între urban și rural, pe care lumea nu o vede, nu o înțelege. La țară, profesorii sunt mult mai slab pregătiți, dar și elevii au dificultăți mult mai mari. Și atunci e un cerc vicios. Câți dintre elevii din mediul rural urmează o facultate? Foarte puțin, pentru că unde e motivația să meargă la școală? Școala e sufocantă, profesorii nu sunt bine pregătiți. Dacă trebuie să înțelegem treaba asta, educația nu se face prin forță. Trebuie să ne gândim cum putem face ca elevii să meargă cu plăcere la școală. Dacă nu rezolvăm problema asta, degeaba. E degeaba. Toate studiile arată că nu e normal timpul pe care elevii îl petrec la școală. Nu neapărat intervalul de timp, dar timpul pe care îl petrec învățând intensiv și scriind după dictare. Și sunt studii care arată că copilul nu se poate concentra pentru o perioadă atât de lungă de timp. Perioada pe care se poate concentra e mult mai scurtă. Atunci lucrurile nu sunt eficiente. Foarte bună observația ta. Foarte multe, adică nu e singura observație foarte bună, dar în momentul de față sunt două sisteme de învățământ. E ce se întâmplă în urban și ce se întâmplă în rural. Avem cumva copii care ajung olimpici, care ajung foarte tare la diverse concursuri internaționale, pentru că în școlile alea, Vianu și multe alte, că sunt multe școli în țară foarte bune, reușesc să fie mai buni decât toți ceilalți din Europa, din lume și așa mai departe, și ceilalți care sau termină școala alfabet funcțional. Bun, acum întrebarea este, cu acest sistem pe care noi îl avem în acest moment de criză, mie mi se pare foarte important, din păcate eu n-am avut suficient timp din cauza evenimentelor să vorbim mai pe larg despre ce se întâmplă în momentul de față cu școlile. Pentru că multe dintre ele se închid rând pe rând, copiii merg acasă, adică eu estimez că anul acesta pentru foarte mulți dintre ei va fi un an pierdut, în care nu vor învăța nimic, se vor frustra foarte tare, dezvolt o serie întreagă de anxietăți, toată perioada asta, pentru oamenii care sunt echilibrați, pentru oamenii care știu oameni, care sunt extrem de echilibrați și în această perioadă au dezvoltat anxietăți, poate chiar depresii unii dintre ei. Dar ce se întâmplă în sufletul unui copil? Un suflet unui copil care e frustrat de mai multe ori. Adică nu se mai întâlnește cu prietenii, poate se duce acasă, nici nu înțelege nimic, poate nu are tabletă, poate pe telefon, exact cum spui. Cum să stai ore în șir cu un ecran ca ăsta să te uiți la ce se întâmplă în clasă? Foarte frustrant. Tu, în momentul acesta, crezi că ar putea să fie o soluție mai bună? Adică
Ai fost de acord în momentul în care s-au deschis școlile în condițiile în care școala era pregătită? Era normal să fie deschisă pe 14? Trebuiau deschise pe 14, pentru că dacă nu le deschideai pe 14, nu aveai când să faci anul. Sunt mulți care au cerut să fie deschise mai devreme. Acum, nu știu exact cum s-au luat măsurile. Sincer spun, nu sunt foarte bine informat de cum s-au luat măsurile pe zona de sănătate, de reducerea riscului de infectare cu coronavirus, dar soluția la problema asta, într-adevăr, pentru mulți va fi un an pierdut. Și problema cu pierderile astea nu e că pierzi partea asta de aici, dar de la anul o să înveți tot. Nu poți să pierzi tabla înmulțirii și după aia să înveți să faci ecuații de gradul 2 sau rădăcina pătrată. Pierderile astea sunt cumulative. Soluția este învățământul remediar. Marea Britanie, spre exemplu, au investit 1,5 miliarde de lire sterline în învățământul ăsta remediar, care practic ce înseamnă? Meditații gratis. Noi tot suntem obișnuiți cu meditațiile. Asta înseamnă învățământ remediar. Să faci niște ore suplimentare ca toată lumea să se asigure că acești copii nu rămân în urmă. Pentru că asta e o altă problemă imensă. Sistemul nostru de învățământ ignoră copiii care rămân în urmă. Și uite ce mai elocvent exemplu pentru asta. Nu știu dacă știi, dar în clasa a doua, a patra și a șasea se dau niște evaluări naționale. Da. Evaluările alea, pe lângă că evaluează elevii, mai fac ceva, ei evaluează și profesorii. Și dacă te uiți la ce s-a întâmplat la evaluările din clasa a patra, de acum 5 ani, o să vezi că undeva la 70% dintre copii au reușit să răspundă la întrebările de dificultate medie. 30% n-au reușit să răspundă nici la întrebările de dificultate medie. După aia, 30% dintre acei copii au luat note sub 5 la examenul de evaluare națională din 2019, din clasa a opta. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Ministerul Educației s-a uitat la datele de la clasa a patra, a sesizat că 30% dintre copii rămân în urmă, nu știu lucrurile pe care trebuie să le știe înainte de a intra în gimnaziu și n-au făcut nimic. Ăia care au dat-o în bară în clasa a patra, au dat-o în bară și în clasa a opta, ba chiar mai mulți, pentru că mulți dintre ei au renunțat între timp la școală sau nu s-au înscris în examenul de capacitate, de evaluarea națională. Deci ăia 30% care au picat evaluarea națională nu sunt aceiași 30%, sunt mai mulți ca număr. Asta e crimă cu premeditare, adică tu știi că ai o problemă uriașă. Știi că copiii aia trebuie cumva aduși la nivelul celorlalți, știi că trebuie să faci ceva cu ei ca să fie la un nivel mai bun și nu faci nimic. Și așa trec anii, așa ies generații noi de copii pe poarta școlii care nu au habar pe ce lume trăiesc, nu știu unde se angajeze, nu au skill-urile necesare pentru a lucra într-o echipă, peste tot în piața muncii, oriunde te duci, o să auzi angajatori plângându-se că oamenii nu au skill-urile necesare. Trebuie să-i angajezi și să-i ții 6-7 luni și să-i înveți cum să facă jobul respectiv, să-i înveți cum să comunice, cum să dea feedback, cum să facă lucruri elementare pe care ar trebui să le știe deja. Că de-aia au stat 12 ani plus facultate în sistemul ăsta, nu? Reacțiile pe care tu le ai de la cei care te urmăresc, la lucrurile pe care tu le spui, la preocupările tale pentru educație, cum sunt? Sunt interesați de lucrurile astea, rezonează cu tine. De foarte multe ori avem impresia că spuneau profesoară, știi? Au să ajungem să vorbim despre profesori. Eu am avut niște profesori extraordinari în viață, niște oameni care mi-au marcat viața, sigur nu au fost toți așa. Erau unii care erau în partea exact opusă, dar am avut niște oameni pe care am întâlnit absolut remarcabili și în generală, și la liceu, și după aceea. În momentul ăsta însă, sentimentul multora este că generația, că de aici pornisem, că generația asta, spuneau profesori, și dumneavoastră, generația asta e ca teflonul, nu se lipește nimic de el. Sigur, un mod de a încerca să disprețuiești pe cineva spunând o astfel de grosolănie. Sentimentul meu este că ei, de fapt, sunt foarte interesați de ce spui tu, nu? Cei care te urmăresc. Da, reacțiile sunt copreșitoare, pe lângă că toți aprobă ceea ce spun și nu vorbesc doar de elevi, aici sunt și profesori și părinți, foarte mulți părinți, te emoționează când vezi copii și părinți care vin cu problemele lor și le scriu despre cum ghiozdanele sunt extrem de grele și nu le pot căra. Despre cum, chiar astăzi am primit un e-mail de la un părinte care mi-a spus că copilul lui trebuie să facă terapie pentru că este marginalizat la școală. Și nu, aici nu vorbim de un copil cu nevoi speciale, nu vorbim de un copil cu probleme, vorbim de un copil perfect sănătos, care a fost nevoit să meargă la psiholog, pentru că profesorii îi tratau urât. Nu coregi. Profesorii, a specificat foarte clar în e-mail. Sunt lucruri care te emoționează. Și legat de oamenii care spun că generația mea nu se lipește nimic de ea, hai să ne gândim așa un pic.
generația mea are acces la internet, are acces la cea mai mare enciclopedie care a fost vreodată, internetul. Poate să vadă documentare, poate să vadă o grămadă de lucruri care, din care poți învăța vizual, auditiv, cu animații 3D. Adică te uiți la niște documentare acum pe Netflix, sunt extraordinare, prezintă informația într-un mod extraordinar. Și tu te uiți la alea și după aia te duci la școală, unde vezi că se întâmplă același lucru de 100 de ani, o tablă și un pix. Eu militez pentru treaba asta. De ce nu folosim și alte lucruri în școală? De ce nu folosim proiectoarele alea? Majoritatea claselor au proiectoare pentru a arăta niște imagini. Dar poți să iei, nici nu trebuie să reproducă ministerul, poți să iei niște documentare de pe Discovery, poți să arăți la anatomie niște lucruri foarte interesante cu proiectorul ăla. Altfel memorezi, memoria vizuală este fascinantă, altfel poți să înveți când vezi cu ochii tăi cum a arătat bătălia aia, când vezi cum arată sistemul nervos, când vezi toate lucrurile astea, vizual. Așa, ai niște manuale rupte cu niște poze care nici nu se văd clar, murdare, mizerabilă. Cine vrea să deschidă un manual vechi de 4 ani? Exact, cine nu facem niciun fel de plăcere, pentru că în momentul în care tu ești obișnuit cu digitalizarea de astăzi, tot timpul pe net, vezi lucruri într-un anumit fel și într-o dată îți dă cineva o carte care este în ultimul hal și care, multe dintre manualele astea sunt făcute pe niște aranjamente și pe asta e alt subiect și cred că vizează nu doar incompetența, ci și cu erori. Multe erori. Și vreau să întreb ceva. Cine a fost cel mai mișto profesor al tău? Și când zic mișto, nu doar că era cool, că era de gașcă, ci că era un om care reușea să facă lucrurile pe care tu le aștepți de la un profesor să le facă. Nu trebuie să... Adică poți să-mi dai nume, poți să nu-mi dai nume. Au fost mai mulți. Doamna profesoară de limba română, spre exemplu, deși eu am urât întotdeauna să tocesc comentarii pe de rost, am apreciat foarte tare că se punea jos și începeam să povestim și dezbăteam despre opera respectivă. Asta era programa, n-avea ce să facă, dar o făcea să fie interesantă. Uh-huh. Am avut la un moment dat... Din generală sau din liceu? Din liceu. Am avut la un moment dat un domn care a venit suplinitor la matematică, nu era profesorul nostru de matematică, un domn suplinitor care se pensionase, cea mai fascinantă oră de matematică pe care am avut-o. Dar era foarte young, dacă era suplinitor, nu? Nu, se pensionase. A, se pensionase, scuze-mă, era foarte în vârstă, era foarte bun. Etate. Era foarte bun. Și niciodată n-a fost creasa mai atentă la ora de matematică, dintr-un simplu fapt. A început ora spunând trei bancuri despre matematică. Și a captat atenția tuturor. Și după aia am făcut niște exerciții, am învățat ceva, dar cu ora trei bancuri a captat atenția tuturor și mai mult decât atât, toată lumea l-a respectat. Nu a vorbit nimeni la ora respectivă, pentru că elevii au văzut un om în care a văzut un model. Uh-huh. Asta e foarte important. Pentru că în momentul în care profesorul vine scârbit la ore, vine cu rehamite, dacă cu rehamite predai, rehamitea se transmite. E imposibil ca un elev să respecte un astfel de profesor care vine cu propriile lui frustrări și griji și supărări de acasă. Elevul trebuie să vadă în profesorul ăla un model. Să spună, aș vrea și eu să pot să vorbesc așa ca domnul profesor. Aș vrea și eu să am o logică în gândire, așa cum are domnul profesor. În momentul în care vezi un profesor cu zâmbetul pe buze, nu poți să stai cu ochii în telefon. Mm-hmm. Ți-e rușine, scrapă obrazul. Profesorii tău preferați, deci am fost profesor de limba română. Da, acel profesor suplinitor de matematică. Așa? Am mai avut un profesor, uite, despre care am impresii mixte. Așa. Era spaima școlii. E profesor de, culmea, de educație antreprenorială, foarte bine preda educația antreprenorială atunci când era în apere lui. Uh-huh. În momentul în care auzea cel mai mic sunet, era psihopat. Și asta e o problemă, nu, dar asta nu e de râs, pentru că e o problemă reală, adică îi plăcea să umilească copiii, să-i facă să plângă. Da, și deși era unul dintre, deși el știa teoria atât de bine și știa să și explice atunci când era calm și stătea la catedră, și am apreciat asta foarte mult și am învățat lucruri de la acel domn profesor, eu în continuare nu cred că el ar trebui să fie în învățământ, pentru că avea acest stil de a umili elevii, de a-i face să plângă, intenționat, adică el găsea plăcere în treaba asta. Și asta vă pot confirma colegii mei din Buzești. Tu ai intrat vreodată în conflict cu vreun profesor, o profesoară, pentru faptul că făcea lucruri de felul ăsta? Adică te văd pe tine un tip care are... M-a intrat și eu, am avut și eu conflicte. Ai avut conflicte? Da, dar nu... Am încercat să fac niște sugestii. Am ridicat așa mâna și am zis, nu credeți că ar fi mai bine să o luați așa un pic mai cir? Cum reacționa? Pentru că asta e o chestie importantă. Știi? Cred că, apropo de educație, și mie mi se pare asta un lucru, eu l-am făcut la vremea mea, dar mi se pare că ar fi un lucru important să-l facă și alții. De regulă, vine câte un profesor în clasă, aveam un profesor, nu o să spun acum numele, venea
și lua catalogul și găsea câte o rimă, avea o plăcere să găsească câte o rimă la fiecare nume. Și la fiecare găsea o formulă de umilință. Avea tot felul de poezioare tâmpite, ține minte cinci cuvinte, ești mai prost ca înainte. Bun, și unele astea erau simple, dar unele ironii și batjocuri pe față. Bun, până când ne-am zis colegilor, desigur copiii, când au lucruri de felul ăsta, toți râd. Și îl batjocorește pe unul și toți râd. Și am zis, bă, știți ceva? Am spus într-o pauză. Dacă mai râde vreunul la glumele ăstuia, adică cum să râdem noi? De ce să râdă că își bate joc de noi, de că își bate joc de fiecare dintre voi pe rând? Adică de ce să faceți asta? Și în momentul în care el a venit și a început să facă toate porcăriile alea și nu mai râdea absolut nimeni în clasă, dintr-o dată el s-a simțit prost. Și sigur că au fost și momente în care unii dintre noi ne-am ridicat, ne-am bătut, am făcut scandal ca să nu-i mai umilească sau să-i bată sau eu știu ce. Crezi că sub acest aspect copiii ar trebui cumva, adică nu, știu, nu pot să-mi dau seama acum. Nu achesa în momentul în care un profesor își bate joc de cineva, umilește. E un psihopat din ăsta care spuneai mai devreme. Și ia și spală podelele cu ei în văzul tuturor, pentru că umilința pentru copil îl marchează foarte tare. Așa este. O să uiți majoritatea lucrurilor pe care ai învățat în școală, dar o să rămâi cu traumele. Copiii nu sunt toți făcuți la fel. Poate mie îmi spui niște lucruri și nu mă afectează și reiau un râs. Dar poate altul a avut o copilărie mai dură, poate a avut niște probleme în familie. E mai sensibil. E mai sensibil și pe el afectează foarte tare. Și da, ar fi ideal ca ceilalți copii să nu râdă la glumele proaste ale profesorilor, dar o soluție mai bună ar fi ca profesorii ăștia să fie avertizați și dacă continuă, să fie dați afară. Dar aici noi avem o altă problemă, modul în care un profesor poate fi scos din învățământ. E foarte greu. Pentru că nu școala angajează profesorii, ci inspectoratul. Și dacă un profesor începe să creeze probleme, el este transferat la o altă școală, nu este scos din învățământ. Trebuie să facă ceva extraordinar. Aici legea poate ar trebui schimbată. Cu siguranță ar trebui schimbată. Iarăși s-a încercat schimbarea aici, după aia s-a schimbat schimbarea, cum se face la noi în România. Trebuie să facă ceva foarte grav acel profesor ca să fie scos pe bune din învățământ. La modul, nu știu, să violeze pe cineva, Doamne ferește, sau să facă ceva penal, adică de-a dreptul ilegal. Au mai fost unii care au făcut chestii penale, care au agresat inclusiv fete și lucruri de felul ăsta și cu toate s-au rămas în învățământ. Până când s-a putut proba, erau cunoscuți pentru faptul că fac tot felul de nenorociri, condiționează pentru note și au fost nevoie de timp ca să fie dați afară. De asta am susținut, de luni bune susțin, că ar fi ideal să existe un sistem anonim prin care elevii să-și poată evalua profesorii. Nu, o dată pe an. O dată pe an e suficient. Pentru că atunci poți să observi dacă ai mai multe clase de copii care toți au exact același feedback, toți spun, ăsta ne umilește, poate că ar trebui să-l dai pe ăla afară. Am văzut niște profesori care s-au supărat când am spus asta. Au zis, de când își evaluează elevul profesorii? Unde s-a mai văzut așa ceva? Cine-i măscăriciul ăsta? Avem o problemă. Mare. Primul pas în a rezolva o problemă este să recunoaștem că avem o problemă. Și e mare problema, e cât România. Dragă Shelly, eu nu mi-am ascuns admirația și simpatia pentru tine și o tot spun și mulțumesc. Te-aș încuraja să continui prin ceea ce faci, pentru că mie mi se pare absolut remarcabil, absolut ăsta e cuvântul, e remarcabil ceea ce faci tu. Dar uite, am o idee. Ai încercat să ajungi, de fapt nu, că ai fost invitat, că n-ai încercat tu, să ai discuții cu cel care în momentul ăsta, acum, azi, mâine, poimine, nu știu când, este decidentul în educație, ministrul educației. Dar eu îți propun altceva. Eu îți propun ca să mergem la cauză. Cauza principală pentru ceea ce se întâmplă astăzi în sistemul de educație, mi-e teamă că nu este un ministru trecător. El poate să afecteze pentru o perioadă, mai ales dacă e o perioadă de criză ca asta. Dar cred că una dintre cauzele majore este legea. Că dacă legea te obligă să faci asta și asta și asta și asta, sigur o poți încălca. Cum se întâmplă, tu ai descoperit că există platforma de e-learning de 2 ani de zile și că se încalcă. Multe alte lucruri. Reducerea numărului de ore, iarăși, lege promulgată, ignorată. Da, dar în momentul în care se face o lege sau sunt niște amendamente foarte tari și sunt oameni cu vocea ta, cu forța ta și care vorbesc despre faptul că iată se încalcă legea, ori să o încalci o zi, două, trei, o săptămână, o lună, până la urmă presiunea publică va fi mare. Există următoarea variantă. Tu vii cu niște amendamente foarte tari în care obligi sistemul de educație și obligi practic România ca anumite lucruri pe care tu le susții
ele se intre în dezbaterea Parlamentului. Există, din punct de vedere legal, un lucru pe care foarte puțin oameni îl știu. Cu semnăturile. Cât ai nevoie? 500? 100? 500.000 de semnături. 500.000. Pentru tine să strângi 500.000 de semnături nu e un lucru complicat. Faci niște amendamente la actuala lege, lucruri, poate, nu știu, poate chiar vii cu o lege nouă, lucruri în care tu crezi, lucruri pe care tu le susții, lucruri pe care de fapt le pui în dezbatere în primul rând. Pentru că mie mi se părea fascinant ca un tip ca tine să facă această dezbatere și după ce se face dezbaterea în societate, se strâng semnăturile, ai forma finală, strângi semnăturile și ajungi cu ea în Parlament. Și în momentul ăla, toată țara nu va putea să privească în altă parte. Puștiul ăsta, cum zici tu de multe ori despre tine, cu toate că mai ești puști, ești un bărbat și îmi place foarte mult că te-ai îmbrăcat și în seara asta. Mulțumesc. Ești un bărbat în momentul în care vei ajunge în centrul atenției. Faci dezbaterea asta cu Anisie, fără Anisie, crede mă, Anisie n-are cum să mai reziste, pentru că ai văzut într-o zi, a scris pe Facebook, nu știu dacă ai văzut asta, a zis că nu înțelege nimic ce se întâmplă în jurul ei. Ai văzut postarea? Nu, n-am. A zis, da, nu mai înțeleg nimic ce se întâmplă în jurul meu. Bun, ceva de semintea lor. Și sigur, n-are cum să reziste la infinit Pepsiglas. Dar, în momentul în care tu faci dezbaterea asta, în momentul în care tu strângi opiniile astea, în momentul în care tu propui un proiect de lege, nu trebuie să iasă exact în forma în care tu îl scrii și cu cei pe care îl vei scrie. Pentru că va ajunge în Parlament, dar sigur, sigur, ca inițiator al acestei dezbateri, tu vei fi invitat în Parlament pentru a susține lucrurile și toată țara va fi subiectul cel mai important din România. Pe tine te-a invitat în zilele astea, nu, ProTV-ul să faci dezbaterea. Eu te-am invitat și acum și altă dată. Și alții și alții te invită. În momentul respectiv, nimeni nu va mai putea să vorbească despre toate prostiile, exceptând educația. Îi vei forța să vorbească, să uite toată lumea la subiectul educației. Nu crezi că ar fi o variantă ca să schimb ceva? Ba da. Și cu siguranță o să facem și treaba asta. Cu siguranță o să facem și treaba asta. M-aș bucura să facem. Noi facem research și încercăm să gândim tot felul de variante. Asta e una din variantele pe care am luat în calcul. Aici aș vrea să se sublinieze că nu e scopul meu să acaparez atenția sau să ies în față. Păi nu, dar nu. Nimeni altcineva nu o face. Păi nu face nimeni și dacă ți-ai luat această cămașă, trebuie să o duci până la capăt. De ce? Cămașa acaparează? Nu, cămașa, știi, se zice că e o vorbă, cămașa morții, adică nu mai poți să ieși din ea acum. Ți-ai asumat această misiune, trebuie să o duci până la capăt. Așa e. O să fac tot posibilul să o duc, dar nu va fi un drum ușor. Eu nu o să mă dau bătut. Chiar nu o să mă dau bătut. Am spus că e un scop pentru mine, pe lângă scopurile mele personale să fac treaba asta. O să fac tot posibilul să o fac, dar nu va fi un drum ușor, pentru că chiar și dacă legea aia trece de dezbaterea din Parlament, vor fi N alte obstacole. Cum a fost, pe exemplu, legea cu reducerea numărului de ore, a trecut, a fost promulgată, doamna ministru a spus că va pune în dezbatere planurile cadru în primăvara 2020, a zis că planurile cadru vor fi puse în dezbatere, n-a mai pus absolut nimic în dezbatere, în continuare elevii petrec un număr imens, uriaș de ore la școală. Școala din România e sufocantă. Noi am... Dar o să o fac. O să o fac. Îmi promiți? Da. Uite, îți promit și eu un lucru. Postul nostru de televiziune te va susține necondiționat. Trustul nostru de presă are o putere fantastică într-o săptămână cu tot ce avem noi, televiziuni, posturi de radio, online și așa mai departe, vorbește cu între 10 și 11 milioane. Îți dai seama, este huge. În momentul în care mesajele tale, intențiile tale vor fi văzute atât de mulți oameni, eu cred că se vor schimba niște lucruri. Mulțumesc, și inclusiv poate discuția din seara asta. Am sunat-o pe doamna ministru Anisie de 1 milion de ori, de pe telefoane mobile, de pe telefoane fixe, i s-au dat SMS-uri. Domnia sa, mie mi se pare că se comportă, așa cum spunea și el în video, cred că lași e cuvântul potrivit. E foarte trist. E foarte trist că doamna ministru se ascunde în felul ăsta după ce a acceptat prima dată l-a invitat, a doua a acceptat această invitație de la un post de televiziune. Și e important de spus, eu între timp, după ce domnul a acceptat, n-am făcut nicio declarație urâtă la adresa domniei sare. Nu am încercat să deturnez dezbaterea în niciun mod. Eu doar m-am documentat, am studiat, am căutat și eu pe internet și dezbaterea n-a mai avut loc. Am rămas cu toate ideile astea în cap, da, cred că o să le pun în legea aia de care spui. Ar fi foarte tare să faci asta. Ar trebui totuși să începem cu respectarea legii care este. Eu o să propun niște amendamente acolo, dar mi-aș dori ca platforma aia de e-learning, asta e foarte important pentru mine și aici eu cred că aș putea să conectez niște oameni, pentru că cunosc foarte mulți oameni din mediul privat care pot să vină cu soluții ca să stea platforma asta în picioare. Eu aici chiar cred că pot să pun un număr, da, să da. Se întâmple odată. Ar fi fost genial să o avem înainte de pandemie. Ok, e pandemie, nu o avem.
poate o să mai fie pandemie, Doamne ferește. Chiar dacă nu o să mai fie, avem nevoie de asta, e urgent. Da, e și cred că trebuie găsite niște formule, apropo de finanțare, e trecut în lege cu 6%, dar cred că trebuie găsite niște formule care să-i oblige cumva să nu mai poată să fugă de acești 6%. Eu spun sincer, eu nu aș pune 6%, eu aș pune 7-8%. Dacă câțiva ani de zile noi am avea 8% pentru educație, dar cu reformă în spate, cu evaluare la profesor, cu lucrurile pe care tu le-ai menționat, unele dintre ele foarte pertinente. Nu poți să fii profesor fiind un student absolut mediocru, cu 3 ore de practică. Adică nu se poate așa ceva. Dacă toate lucrurile astea s-ar întâmpla cu o reformă, cu investiții, nu doar cu tabla și cu lucrurile care se fac acum, cu multe, să fie obligat să facă... Adică pur și simplu să se... Ar fi genial și România ar fi transformată fantastic în felul ăsta. Educația schimbă. Bugetul pentru 2021 se discută octombrie-noiembrie, lunile astea. Este foarte important ce se va întâmpla în aceste luni. Pentru că acum se discută bugetul pentru educație la anul. Ar fi foarte, foarte bine să se includă în acest buget învățământul remediar pentru copiii care au rămas în urmă, știm că sunt foarte mulți. Ar fi foarte tare să se facă un proiect pentru acest e-learning, pentru că nu poți să te duci să ceri bani de la Uniunea Europeană dacă tu n-ai proiect. Nu poți să te duci, dați-mi și mie că fac eu ceva acolo, o șpâră, mai învârt eu niște combinații. Nu, tu trebuie să ai un proiect solid cu care să te duci la oamenii aia dacă vrei să ai o șansă de a fi finanțat. Și atunci trebuie să se întâmple lucrurile astea urgent, pentru că acum se realizează bugetul. Nu trebuie să mai stăm de rectificări bugetare și alte prostii de genul ăsta. A sunat pentru recreație, avem o scurtă pauză. Îți mulțumesc mult, nu mulțumesc mergem la EMI, cred, anul ăsta, dar cum se întâmplă cu evoluția COVID-ului, nu știu dacă se va face, probabil va fi și EMI online, dar cine știe, poate în anii viitori. Îți mulțumesc mult, Shelly, mulțumesc mult de invitație.